Râmnicenii continuă să acumuleze datorii către operatorul regional de apă și canalizare pavile sa. Cele mai mari restanțe de aproape 6.500.000 de lei le înregistrează agenții economici, în timp ce asociațiile de proprietari au de achitat peste 1.300.000 de lei. De asemenea, pavil mai are de încasat aproape 300.000 de lei de la instituțiile publice și peste 700.000 de lei de la casele particulare. În total, societatea are de recuperat numai puțin de 8.900.000 de lei pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 31 ianuarie. Ca de fiecare dată, conducerea apavile Pavile Sa face apel către rău planici să-și achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate.